Bună ziua tuturor! Astăzi vreau să arăt două motive pentru care niciodată să nu plantați un nuc din nucă și totdeauna să plantați un nuc altoit. Primul motiv este că specialiștii spun că atunci când plantăm o nucă în pământ, nu va ieși niciodată nuca exact la fel de mare ca și nuca care am pus-o în pământ, pentru că nucul se polenizează cu un alt nuc. Nu este autopolenizator ca să iasă nuca exact ca nuca de pe pom. Se polenizează cu un alt polen de la un alt nuc și întotdeauna nuca va fi mai mică. Spun profesorii universitari în domeniu că 99,9% nucul care va crește va fi cu nuci mai mici. Nuci. Deci dacă găsim o nucă mare și vrem să plantăm, nu va fi la fel de mare și rodul. Totdeauna va fi nucile mai mici pentru că este polenizat cu un alt nuc. Dar pentru unii asta nu e o problemă, doar să aibă nuci. Este o problemă, în general ar trebui să fie o problemă, pentru că nu este tot una să avem un nuc care să dea o nucă de 30 de grame sau nucile de 10 grame. Deci, luați un nuc altoit și veți avea exact nucile de la nucul din care a fost luat altoiul. Pentru că atunci când se ia altoiul dintr-un nuc, nucile vor fi exact ca și nucile care a crescut în acel nuc. Al doilea motiv ca să nu plantați niciodată din nucă care o puneți în pământ sau dacă găsiți pe câmp, pentru că se mai vede pe câmp cum au purtat ciorile nuci și au căzut jos și au crescut din pământ nuci, să nu plantați nici acei nuci, că va intra pe rod târziu. Cam 8-10 ani, este care ajunge și până la 15 ani, dar media este între 8 și 10 ani când un astfel de nuc plantat din nucă începe să dea rod. Și atunci, după 8 ani, vedeți că nucile sunt mici și trebuie să plantați un alt nuc. Deci, cumpărați un nuc altoit și atunci nucii altoiți vor intra pe rod deja din al treilea, al patrulea an, începe să vă bucurați de nucile dumneavoastră și aveți și garanția că nucile sunt așa cum scria pe etichetă, dacă luați de la un magazin de încredere autorizat. Nucile dumneavoastră vor fi exact așa cum au scris pe etichetă cei de la pepinieră care au altoit. Cum îți dai seama dacă nucul e bolnav chiar din pepinieră? Păi nu va crește. În primul rând va avea o creștere foarte slabă, nu va intra pe rod din al treilea, patrulea an. Nu există nuc din pepinieră să nu intre din al patrulea an pe rod. Atunci este o problemă. Oricum, nucii trebuie tratați ca și orice pom, trebuie făcut și la ei tratamente. Și este un alt subiect, dar trebuie să știm că și nucii trebuie să li se facă tratamente. Mulțumim pentru vizionarea acestui videoclip. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu pace în aceste vremuri turburi. Pe curând!